Păstor, am o problemă și dumneavoastră o puteți rezolva. Și am zis, dacă e problema la care mă gândesc eu, cu drag. Și mi-a spus, m-am hotărât și m-am predat Domnului. Vreau să mă pocăiesc, vreau să mă botez, vreau să-L urmez pe Domnul și vreau să fiu o mărturie bună. Atâta bucurie am avut în acele momente. Am stat împreună cu fratele și cu sora câteva minute și imediat ce au plecat, am și dat telefoane. În primul rând am anunțat frații din comitet și le-am spus, fraților, noi peste 10 zile avem botez. S-a mai adăugat încă o persoană. Haideți să facem botezul acum. A crescut în familie de credincioși baptiști. A fost la mormântarea tatălui, fratelui Traian. Am cunoscut-o pe sora. Am aflat că au fost de ani de zile credincioși vechi în biserică. Au slujit pe Domnul. Și ne povestea și în biserică, fratele, mă duceam acasă și mă întreba mama, Traianul meu, nu te-ai pocăit niciam. Nu te-ai botezat niciam. Și vedeam cum mama plânge. Și când vedeam lacrima, spuneam, lacrima lui mama e pentru mine. Și acum i-a făcut o bucurie mare. Și bucuria mare va fi că o să vă întâlniți în cer cu cei care au plecat înainte. Cerul se bucură. Tatăl dumneavoastră e acolo. Și se bucură. Aș vrea în această dimineață să vă întreb. Sunteți hotărât să-L urmați pe Domnul? Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Domnul să-și pună mâna cea bună peste dumneavoastră, să vă însoțească și să vă dea putere să rămâneți credincioși și să-L slujiți pe Domnul până la capăt. Amin. Amin. Fratele Petre, fratele e bolnav. Dacă vreți, puteți să stați jos, frate. Îmi spunea soția că el s-a simțit așa de rău și era gata să dea telefon să vină salvarea, să-l ducă salvarea, dar dorința lui e așa de mare să facă legământ cu Domnul. A stat acasă, i s-a făcut rău, a căzut, s-a ridicat și asta e starea de sănătate. Dar ne bucurăm că Domnul îl ține, îl ține și iată astăzi, îmbrăcat în haine albe, gata să-L mărturisească pe Domnul. Încă înainte de sărbătoarea Rusaliilor, împreună cu soția, veneau și se așezau acolo. I-am văzut că vin la noi, îi cunoșteam așa, sunt din satul nou. Și într-o duminică, după ce s-a terminat biserica, am stat de vorbă cu dânsii și mi-a spus că noi vrem să ne pocăim. Soția dânsului, botezată la martorii lui Jehova, dânsul a frecventat câți ani vreo 20 de ani, vreo 20 de ani la martorii lui Jehova și soția dânsului cerea să fie primită prin transfer. Ne-am uitat în Scriptură, am văzut că învățătura Bibliei diferă de învățătura pe care au primit-o la martorii lui Jehova și am explicat soției fratelui, nu putem să vă primim așa, prin transfer. Dar vă invit să veniți la catecheză și au venit împreună mai mult de duminici. Și am luat Scriptura, sunt lucruri care le-au învățat frumos acolo, sunt lucruri care le-au pus în inima lor și în mintea lor, însă nu toată învățătura pe care au primit-o este și învățătura pe care o spune Scriptura. Și nu putem să scoatem din Scriptură sau să adăugăm la Scriptură. De aceea, după câteva întâlniri, fratele a continuat împreună, fratele a continuat să vină singur și mi-a dat seama că e tare greu să dai jos ceea ce s-a zidit, dacă e zidit greșit și să pui o învățătură a Scripturii. Dar am înțeles că e dornic să învețe, am înțeles că el crede ceea ce spune Scriptura și felul în care am explicat din Scriptură. L-am întrebat și duminica trecută și îl întreb și astăzi,
în fața bisericii și în fața lui Dumnezeu și îl voi întreba și în apa botezului. Frate Petre, o întrebare am acum. Credeți că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Și l-ați văzut mărturia lui spunând aici, în fața bisericii, duminica trecută. Da, cred, și cu lacrimi în ochi spunea, vreau să fiu o veșnicie cu Iisus. Amin. Domnul să-L ajute. Amin. Domnul să-L binecuvinteze. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze și pe soția, frate. Amin. Și fie ca prin Duhul Sfânt să aducă lumină în viața noastră a fiecăruia. Avem Scriptura și trebuie să ne uităm în Scriptură, să cercetăm Scriptura, să credem Scriptura și să ne legăm de Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. În dimineața aceasta sunt și prieteni aici. Este o predică pentru dumneavoastră. Uitați-vă, două persoane, dacă era unul, am fi făcut botez. Pentru că cerul se bucură. Unii sunteți din familii de credincioși. Unii de mulți ani veniți la biserică. Nu vă vorbește Domnul astăzi? Știu că dumneavoastră cunoașteți ce trebuie să faceți. Poate părinții v-au dus de mici la biserică. S-a așezat cuvântul acolo. Acum mă rog ca Duhul să lucreze, să convingă Duhul că aveți nevoie de Iisus și să vă dea putere. Știți ce îmi spunea fratele Traian după o săptămână, după ce mi-a comunicat dorința dânsului de a avea legământ cu Domnul? Ne-am întâlnit și mi-a spus, frate păstor, am așa o pace și o bucurie. Nu-mi pasă de ce zice lumea. Sunt așa de fericit. Am așa pace și în suflet și bucurie. Păi normal că ai primit pe Hristos. Când vine Iisus în viața noastră, El ne aduce pace, ne aduce bucurie, dar ne dă mântuire și ne dă siguranța vieții veșnice. Prieteni dragi, dacă vă cheamă Domnul acasă, unde vă duceți? În rai sau în iad? Fie ca astăzi Duhul lui Dumnezeu să cerceteze fiecare inimă din fața Domnului. Și prin cântare, și prin poezie, și în special prin cuvânt. Domnul să lucreze. Și Domnul să dea har și binecuvântare mai departe. Amin. Amin. Sora Natalia are o poezie. O ascultăm cu această poezie. Sora Nicoleta o cântare. Și apoi sora Daniela o altă poezie. E noapte rece, vântul bate, cușuieratul lui prelung și din ecouri depărtate, mulțimi de gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig, să știu că nu mă chinuie nici foamea și nici nu rat pe drum de frig. Ce bun a fost cu mine Domnul, că nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi, să știu că vine să-mi fie oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe ce ne cade toropeala cu zvonul unui somn ușor. Deodată însă o bătaie în poartă, presar, e cineva pe drum, mă uit la oră, e târzie, numai tâlharii umblă acum. Răsună iarăși o bătaie și încă una, două, trei și strig atunci, cine-i acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de la poartă îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat, umblat am cale lungă astăzi, sunt obosit și înfometat. N-ai vrea căldura dinăuntru, să împarți cu mine până la zi, ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciune te-aș pomeni. Primește-mă doar până mâine, căci am înainte un drum lung.
N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai ca foamea să-mi alung? M-am strecurat lângă fereastră să-l văd prin geamul aurit. Părea urât și plin de strențe, era murdar și obosit. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie să-mi dai, să dorm pe jos, pe rogojină, dar milă rugută să ai. Și m-am gândit atunci o clipă, dar i-am răspuns, apoi răstit: străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzduit. Ce ai gândit mai dinainte? Unde ai să dormi? Ce ai să mănânci? E prea târziu să bați la poartă-mi, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând, dar am visat pe noapte neagră un vis ce n-am sărit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea veni să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că va vorbi de bine, va lăuda tot ce am făcut, dar în schimb de toate astea el trist cu lacrimi mi-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte să noptez în casa ta, am vrut din pâinea ta la cină să iau colț din partea ta. Dar mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat în frig afară să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică să noptez și eu în ea. De ce n-ai vrut să ai la cină un ostenit în casa ta? Și l-am privit cu ochii umesi până ce norul l-a luat și-am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn cu înfiorare, m-am repezit afară în frig și-am început în gura mare străinul înapoi să strig. Dar vai de mult plecase omul și în întunericul pustiu doar vântul șoptea prin ramuri că mă trezise prea târziu. Amin.
Mm-hmm.